Dragii mei, bună seara, Alexandru Pleșa mă numesc. Bine v-am regăsit în 2017, un an nou care se anunță cu multă voință și perseverență. Chiar și aici la 6 TV, chiar și de la mine pentru voi, chiar și de la voi pentru cei din jurul vostru, în așa fel încât să obține din acest an ceva ce până acum n-am obținut. Așadar, vă las pe fiecare să aflați ce. Emisiunea de astăzi se anunță cu surlete și trâmbițe pentru că e un subiect foarte, foarte personal pentru fiecare dintre noi și anume cine ești tu? Cine vrei tu? Cine ești tu? Cine vrei tu să fii sau cine vor alții să fii? Și o întrebare foarte subtilă care se leagă de modul în care tu ai fost programat de mic într-un fel cu anumite stări sociale, conduite, comportamente și acum te-ai dezvoltat. Așadar, cine ești tu? Cine vrei tu să fii sau cine vor alții să fii? Întrebarea la care te rog la SMS la 1331, cum ai fi tu fără programări? Cum ai fi fără programări? Te rog, împărtășește cu noi ca să dăm și noi mai departe informația, în așa fel încât să cunoaștem noi de la alții cum am fi noi, în realitate, noi ca ființă, ca esență, ca spirit, ca suflet, fără să fim programați cu anumite conduite comportamentale pe care să le aplicăm într-o personalitate. Așadar, intrăm în subiect, cine ești tu cu adevărat? Dragul meu, draga mea, dragii mei, cine ești tu este o întrebare care a frământat sau cine sunt eu? Ca să vorbesc puțin despre mine, când dumneavoastră vorbiți despre sinele dumneavoastră, cine sunt eu, cine ești tu, cine vrei tu să fii, a frământat civilizațiile vechi, culturile vechi, până acolo unde oamenii tot au scris, au băgat cunoaștere, au băgat manuscrise, predici, testamente. Cine au fost ei, cine au putut ei să ajungă prin prisma unor joburi, unor categorii sociale sau unor părți financiare? Dar eu te întreb un pic mai mult, în afară de ceea ce acumulezi, de ceea ce strângi, cine ești tu cu adevărat? Dacă acum te-aș pune la masă și te-aș întreba, Alexandru, cine ești? Sau cine crezi tu că ești? Pentru că tu vei spune, Alexandru, am 34 de ani, fac aia, gândesc așa, sunt așa și mă definesc așa. Însă, tu ești mai mult decât asta, da? Ești mai mult decât un nume, ești mai mult decât câți ani ai, ești mai mult decât ce te definește pe tine prin niște epitete, adjective, ești mai mult decât tu crezi că ești. Dar, întrebarea se duce un pic mai profund pe care ți-o adresez în această seară, cine ești tu, cine vrei tu să fii sau cine vor alții să fii? Da? Pentru că de când suntem noi mici, părinții ne dau o anumită educație, bunici sau educatorii la școală și după aia în profesorii, în așa fel încât ne orientează către o direcție socială așa cum consideră ei că este mai bine pentru a ne dezvolta armonios în viață. Însă, cine ești tu? Vreau să te întorc un pic pe tine, dragă privitor, înapoi la adevărata ta ființă, nu la ceea ce acumulezi, nu la ceea ce strângi, nu la ceea ce ai obținut, diplome, că ai strâns, că ești mare pianist, că ești mare cântăreț, mare conducător de oaste, luptător, gladiator, nu. Spune-mi, ori îmi dai SMS-uri, alexandrupleșa.ro, antrenorulminții.ro, ori pe Facebook, cine ești tu, dar fără să-mi spui ce ai obținut, ce ai făcut, ce spunem cine ești tu ca esență în tine. Dragii mei, noi când suntem mici, fac mai întâi introducerea pentru că vreau să fie clar ce emisiune avem și după aia vă dau conduita. Cine vrei tu? Aici ține de multă autocunoaștere sau cine vor alții? Să fii. Hai ca să completez să fie întrebarea. Să fii. Bun? Cine vrei tu? Asta pleacă de când suntem noi mici, de când ne jucăm, de la esență și personalitate,
când esența se face între 0 și 6, 7 ani, 8 ani uneori, și personalitatea care apare de când noi intrăm pe băncile școlii, pot spune, de la clasa 0 mai nou până pe la vreo 16 ani, când un anumit comportament social începe să apară, pentru că începem să avem relații și să avem învățături de la profesori. Și relațiile pe care le avem cu ceilalți și învățături pe care le primim, se creează o nouă personalitate care a ascuns sau a îndepărtat cumva joaca copilăriei, voioșia sau bucuria copilăriei, faptul când erai tu foarte, foarte, foarte jovial. Acum te provoc să te întorci un pic în copilărie, acolo când erai tu mic și frumos și zâmbeai așa cu toată inima și toată gura la cei dragi, pe cine vedeai. Și acum de ce nu mai facem asta la fel de mult? Și ajungem la întrebarea, cine vrei tu să fii? Vrei să fii înapoi acel copil care se bucură? Nu trebuie să fii naiv, ci să ajungi la o judecată. Sau cine vor alții să fii? Cine vor alții să fii? Am putea să o traducem, pentru că merită un pic de descriere, de explicație, la cine te-au pus ceilalți să fii, fără ca tu să fii cu adevărat. O să o descriem așa. Cine vrei tu să fii? O să scriu cu negru, poate. Da? Asta va pleca un pic către esență și personalitate. Da, cred că am mai descris într-o emisiune anterioară diferența între ele. Esența este când suntem mititei, personalitatea este când creștem mari și când primim informații, facem schimb de informații și ne această stare. Ne mulăm după condițiile sociale, după condițiile familiale. Așadar, personalitatea nu este cine suntem noi cu adevărat, da? Nu este ceea ce am eu în mine ca suflet, ca spirit, ca ființă, care o putem deduce prin respirație, prin felul în care noi respirăm. Se creează în noi sau știm că avem în noi un spirit, o scânteie care ne-a dus trupul la o manifestare așa cum avem azi. Mâini, picioare, cap, inimă, organe. Suntem un suflet într-un trup. Când suntem mici, acest spirit într-un trup care crește foarte repede este alimentat de bucuria, de entuziasmul faptului că am venit la viață și ne bucurăm foarte mult și începem să ne descoperim cine suntem, că suntem bucuroși, voioși, că nu stăm în trecut, nu stăm în viitor, suntem prezenți și atenți la ce se întâmplă și facem ce vrem fără să fim supărați, fără să suferim, fără să ne apese grijile, problemele, stresul și ne bucurăm de orice. Chiar dacă ne supără ceva și începem să plângem, trecem într-un minut peste și ne bucurăm iarăși de ceea ce ne-a dat divinitatea și anume bucuria de a trăi viața și de a ști ce facem în acea clipă. Când creștem mari, uităm lucrurile astea. De multe ori când creștem mari și trăim în personalitate, pentru că am luat această condiție socială și familială, trăim ba în trecut, ba în viitor și nu mai suntem atenți la ce facem în timp ce facem. Și tot timpul vom fi presați de stres, grijă, anxietăți, temeri, frici, până acolo unde începe să se creeze un nou mecanism de autoapărare care vrea siguranță în viață și această personalitate care eu aș numi-o, personal aș numi-o, e alegerea voastră dacă vreți să o faceți sau nu, falsă personalitate, pentru că aici nu este cine suntem noi. Într-adevăr, o serie de bune maniere, de conduită comportamentală, de a ne comporta moral și etic există. Dar la personalitate nu suntem cu adevărat cine am fost noi când am fost copil, când ne bucuram atât de mult despre ceea ce trăiam, simțeam și râdeam la viață și dansam cu ea și am uitat când creștem mari. Cine vrei tu să fii este cum te-ai descrie tu, cum te-ai defini tu, fără să fii programat să funcționezi într-un fel. Fără să mai ai temere din copilărie, fără să mai ai ce ți-a fost întipărit pe plan emoțional în copilărie și ai începe să te comporți în viață la adevărata ta valoare, în esență, în jovialitatea esenței, aia care este plină de optimism, de clar discernământ pentru ce vreau să fac. Și aici aș trage două concluzii.
Cine vrei tu să fii, s-ar lega sau aș lega-o de discernământ. Și vreau să bag acest cuvânt care să fie... care să fie compus din două aspecte. Discernământul, noi când suntem mici, se spune că noi nu avem un discernământ, însă noi când suntem mici avem, l-aș numi instinct sau intuiție, care nu este bazat pe experiență, nu este bazat pe înțelegere, nu este bazat pe cunoaștere, însă este bazat pe discernământ, adică aleg cu ceea ce am, cu ceea ce am, ce vreau să fac. Și cine vreau eu să fiu este bazat pe o esență care duce la discernământ și după, în timp, dacă noi când creștem mari ne bazăm pe aceeași condiție, însă aducem înțelegerea, cunoașterea, experiența, formăm un discernământ complet. Și formăm un discernământ în care putem să fim cine vrem noi să fim, cu adevărata noastră valoare, jovialitate și bucurie pentru orice facem. Însă, pentru că acest discernământ dispare de multe ori în personalitate și este, dacă vreți, e mâncat de personalitate și de felul în care noi suntem condiționați de societate, acest discernământ nu mai este al nostru, nu ne mai aparține și ajungem la cine vor alții să fim. Marea masă populară, plebea din societate acum, ne indică să facem anumite lucruri pentru a ne dezvolta capacități ca să contribuim statului. În perioada de mai devreme, de acum 27 de ani, era o stare care punea omul în întreprindere și era acea lozincă care mi-aduc aminte și la tatăl meu, la ei în uzină, noi muncim, noi nu gândim. Acest noi muncim, noi nu gândim era partea mecanică a omului care învață ceva, o meserie, ajungea cine vroiau alții să fie acel om, ajungea în uzină, muncea, contribuia uzinei și societății și omul își trăia viața în acest fel, după care ajungea la pensie și după aia se îndepărta și intrau alții tineri, alții tineri și tot așa. Așa s-au format sisteme, așa s-au format comunități uriașe în care s-a dezvoltat societatea, ceea ce e bine, însă pentru societate, nu pentru ființă, nu pentru om. Pentru că ființa aici ea face doar un rol. Rolul de a fi programat de către alții, la întrebarea cine vor alții să fii, să fiu, să fim, este cum ne condiționează pe noi programarea exterioară în așa fel încât să ne ducă către o abilitate, un talent pe care să-l punem în practică ca să ajutăm societatea. Da? E logic până aici. Însă, aici vreau să intervin un pic, măcar cu o scurtă explicație, ca să adaug că esența, că ființa mea, că bucuria, jovialitatea ființei mele dispare când alții mă programează. Programarea aceasta vine din copilărie și de multe ori este pentru faptul că, virgulă, copiii iau decizii permanente pentru situații temporare. Acest lucru vine de la faptul că noi de multe ori când suntem mititei, când suntem copii frumoși și zglobii, emoțional, nu rațional, pentru că nu avem încă o rațiune formată, nu avem încă o înțelegere formată, copiii iau decizii permanente, adică ei își întipăresc emoțional o stare pe care după aia o vor scoate la iveală pe parcursul vieții, de câte ori va apărea acea stare sau similar cu acea stare în viața lor. Așadar, noi ne programăm emoțional când suntem copii și în același timp ne bucurăm și de jovialitatea vieții. Când creștem, când apare personalitatea și începem să avem programările sociale, învățăm istoria, geografia, logica și alte materii, matematica, care sunt utile ca o proces de învățare, nu ca, virgulă, cunoaștere, ca proces de învățare sunt excepționale, dar când apare această personalitate prin felul în care ne spun alții să ne comportăm, prin ceea ce ne dau alții să învățăm, noi nu mai suntem în esență și în esență dispare jovialitatea vieții. Și acolo pierdem și discernământul nostru, al rațiunii și al inimii,
îl pierdem în personalitate. Știu că e puțin abstractă situația asta, căutați un pic să o derulați poate înapoi dacă sunteți online, dacă sunteți la TV, fiți atenți un pic pentru că vreau să înțelegem de fapt cine suntem noi în afara programărilor noastre exterioare, în afara condiționării noastre sociale, în așa fel încât să ne înțelegem mai bine. E ca și cum aș fi un fruct, hai zic o lămâie, care încep să mă decojesc de anumite suprafețe exterioare care mi-au fost puse mie de mediul înconjurător. Așadar, când încep să decojesc, cum am fost învățat să mă comport, cum am fost învățat să vorbesc, cum am fost învățat să gândesc, cum am fost învățat să mă transform sau să evoluez, și las un pic la o parte condiționările astea, aflu cine sunt. Nu sunt Alexandru, nu am 34 de ani, nu sunt ceea ce fac, da? Nu sunt ceea ce fac, că fac multe lucruri, sunt antreprenor, sunt speaker, sunt trainer, dar nu fac asta. Asta o fac doar pentru a îmi dezvolta ființa, nu în a-mi dezvolta programările. Dar programarea mea este modul meu de relaționare cu exteriorul și modul în care eu mă înțeleg pe mine. Dar acesta poate fi înlăturat dacă mă întreb cu adevărat cine sunt eu. Și spuneam, eu nu am 34 de ani, eu nu sunt Alexandru, ci sunt doar o ființă care este înmagazinată, întrupată în această carne, da? Materie care este aici în fața dumneavoastră și vă explică, vă arată o înțelegere personală pe care o am și vă împărtășesc și vouă despre cine suntem noi. Și așadar, vreau să mergem un pic mai departe ca să înțelegem de fapt cum noi ne condiționăm prin anumite programări din copilărie și începem să avem reacții. Foarte mulți oameni care sunt la o etate înaltă răspund la situații emoționale și când sunt mari și nu mai pun judecata, rațiunea deloc în mișcare și discernământul nu are cum să apară. Când suntem mari, am învățat prin prisma experiențelor că dacă punem inima și rațiunea într-o singură stare, într-o singură înțelegere și putem să facem unificarea celor două, inima și mintea, și facem o singură înțelegere, atunci apare discernământul meu complet să judec o situație sau să-mi fac o opinie despre o situație sau să iau o decizie în urma la ce vreau eu de fapt, adică la cine sunt eu cu adevărat, fără să mai am condiționările exterioare, într-adevăr, în rațiune. Sunt programări, știți cum e în copilărie, vă fac acea metaforă. Se face acea, ca la un hard disk, se face acea înscriere cu cum ne spun părinții să fim, cum să ne comportăm în societate, cum să răspundem, cum să gândim, cum să, da? Și învățăm aceste lucruri. E ca un hard care este scris și după aia noi îl accesăm când creștem mari, în așa fel încât scoatem de acolo informația ca să o punem în aplicare, în acțiune, când suntem mari și voioși. Însă, dacă înțelegem acest lucru, putem să luăm acel hard disk, să-i dăm erase, adică să-l ștergem și să rămânem neprogramați. Da? Asta ar fi neprogramarea pe care eu vă indic măcar o zi sau măcar câteva ore acum la început de an, să căutați într-o duminică după amiază când aveți un pic de timp liber, să vă lăsați un pic ghidați de ceea ce simțiți și gândiți în același timp, fără să mai puneți doar rațiunea în judecată sau doar inima în judecată, pentru că emoțiile au un sens, rațiunea are un sens, însă discernământul complet al omului nu vine decât când aceste două sunt unificate. Iar aș vrea să nu mai ajungem, pentru că și eu sunt în această stare ca și dumneavoastră uneori, să nu mai răspundem la situații exterioare doar prin prisma emoțiilor sau doar prin prisma rațiunii. Și să fim sau să învățăm să devenim, să acționăm cu complet discernământ în fața oricărei situații apare, în așa fel încât rațiunea și inima să fie una, să fie unitate între ele. Și așa, o să iau acel discernământ în care adaug
rațiunea, cu tot cu programările ei, cu tot cu programările ei, cu tot cu experiențele ei, ca așa când suntem noi mari. Și inima, sau hai să spun emoțiile, că poate e mai de acasă așa, da? Iar acestea două să formeze acel discernământ care ar fi aici voință proprie, sau am putea o numi conștiință proprie. Discernământul se creează când emoția și rațiunea sunt una, sunt unitate, și ele formează discernământul, și voința mea proprie în ceea ce gândesc, simt, acționez, judec, îmi fac opinii, mă manifest și evoluez, sunt la pachet. Acestea sunt la pachet. Eu, de fapt, nu mai sunt programat să mă comport într-o anumită direcție cu un anumit tipar de comportament. Și ca și cum îmi dau la o parte tot ce am învățat, tot ce am acumulat ca înțelegere, experiență, cunoaștere, și un pic unific emoția cu inima și mă duc înainte. Când fac acest pas, apare o stare care, cum să vă descriu, este... Nu mă interesează ce se întâmplă, hai să o facem. Da? Nu mai judeci cu rațiunea într-una ce se va întâmpla, omul nu mai stă să se gândească foarte mult și o face. Și se duce și face ce are de făcut, vorbește, judecă, dacă are ceva de adăugat în plus, mă refer la judecată, gândește intențional, vorbește intențional, se manifestă intențional, muncește intențional, privește intențional, gândește intențional. Și asta când vine intenționalitatea, înseamnă că voința proprie, că discernământul meu a apărut, format din ceea ce sunt ca entitate, că mi-a dat Dumnezeu creier ca să raționez, să acumulez, să trag de aici ca unealtă de transformare către superioritate, și emoția pentru că ea îmi oferă mie empatia, compasiunea, iubirea pe care o am față de noi și de voi toți. Și atunci când astea două sunt unite, se formează discernământul, voința proprie apare, conștiința apare și pot să pun intenționalitatea, adică atenție pe tot ceea ce fac, fără să mai fiu condiționat de ce am învățat în trecut. Altfel spus, n-aș mai fi condiționat nici de ceea ce am înțeles, nici de ceea ce am simțit în trecut. Și așa pot să-mi derulez viața. Vă dau un exemplu. Dacă eu am fost obișnuit să, în clipa în care mi se întâmplă un lucru, să gândesc într-un anumit tipar, da? Și acum că știu această unealtă nouă, mi se va mai întâmpla peste câteva zile, luni sau ani aceeași situație și nu voi mai gândi cum am gândit în trecut, doar cu rațiunea și doar cu experiența vieții mele, ci voi căuta să unific cu ceea ce simt despre acea situație sau despre acel om, să le unific și să acționez. Și atunci apare acea stare care vă spuneam că poate fi hai să o facem, hai să o facem bine, și nu mai judec situația mea. Adică nu mai mă întreb dacă e bine sau nu s-o fac. Așadar, veți întâlni probabil la dumneavoastră înșivă sau în ceilalți, sau vă veți observa că foarte mult ați mers în viață cu piciorul pe frână. Da? E ca și cum am ceva de făcut, vreau să fac ceva, nu mai las doar judecata sau doar inima să mă ducă unde vor ele, pentru că rațiunea mă duce într-o parte, inima mă duce în altă parte, și așa suntem uneori, da? Așa, ba acolo și nu știm pe unde să o luăm. Alexandre, ce faci? Pe unde să o iei? Așadar, unde suntem noi aici? Da? Cine ești tu? Ai fost programat să fii într-un fel sau cine ești tu cu adevărat? Pentru că nu știi să unifici lucrurile astea, să le faci să unească, tot timpul vei fi condiționat de cum ai fost sau cine vrei să fii. Și așadar nu te mai identifici, nu te mai cunoști, te pierzi pe tine însuți până acolo unde devii
neatent la ce se întâmplă cu viața ta și te distanțezi de tine. Poate faci multe lucruri, poate agonisești multe lucruri materiale, poate ești tu cel mai șmecher, cel mai as, cel mai bun în ceea ce faci, dar nu mai ești un instrument fantastic pentru sinele tău, pentru sufletul tău. Și atunci, când mergi piciorul pe frână, ce faci tu? Unde mergi? Unde ajungi? Despre asta vorbim după pauză, ca să evităm să luăm piciorul de pe frână și unde putem să accelerăm. Așadar, dragilor, imediat revenim. Dragii mei, am revenit. Așadar, cine ești tu? Cine vrei tu sau cine vor alții? Întrebare de 1000 de puncte pentru voi sau de 1000 de ani pentru voi, pentru că nu vreau să îmi spuneți că eu sunt, mă cheamă Maria, mă cheamă Ioana, am 30, am 40, am 50 de ani și sunt economist sau sunt contabil sau avocat sau mare șef de stat. Nu. Cine ești tu fără să-mi spui ce faci și ce ai obținut? Așadar, te provoc la 1331, la SMS, cum ai fi tu fără programările tale? Împarte cu noi ca să împărțim și noi cu alții. Vreau să relansăm discuția, pentru că a rămas în prima parte, la sfârșitul ei. Noi foarte mult mergem în viață cu piciorul pe frână, în care vrem să facem lucruri multe, dar pentru că rațiunea și emoția sunt în direcții diferite și avem programări diferite cu ele, noi mergem cu piciorul pe frână și ne așteptăm să facem multe lucruri pentru noi sau pentru alții și nu putem, nu reușim. Pentru că acest lucru sunt către direcții diferite. Dacă le-am unificat, dacă am creat o unitate cu ele și am pune rațiunea și inima la o singură stare și am adăuga experiența, cunoașterea, înțelegerea cu simțurile, pentru că ele sunt e limba prin care noi luăm ceea ce e nevăzutul transformăm prin inimă și îl punem în rațiune. Dacă facem acest mix din nevăzut în văzut și dăm experienței, facem acest ansamblu, această comunitate de, nu comunitate, cum să o numesc? Ca o stare, ca o dimensiune a realității mele, prin care eu iau piciorul de pe frână, am unificat rațiunea cu emoția și apăs accelerația. Și când fac chestia asta, oriunde mă duc, orice fac, oricine vorbesc, am intenționalitate și am voința mea proprie, prin discernământul meu propriu, să acționez cu judecată proprie, fără să mă fi condiționat de ce am fost sau de ce voi putea fi. Am un scop, am un plan, am un obiectiv și îl fac, pentru că planul meu este ca ceea ce am de făcut să-l fac cu cine sunt eu, nu cu cine au vrut alții. Pentru că, cum spuneam și în prima parte, noi învățăm foarte multe mecanisme sociale ca să contribuim societății, nu ca să contribuim nouă înșine. Mecanismul social actual în lume este ca dezvoltarea umană să fie pentru societate, mai ales pentru corporații, întreprinderi și instituții mari, uriașe, și mai puțin pentru oameni. Dacă vreți, Europa, America muncesc pentru instituțiile mari, Asia muncește mai mult pentru, mai puțin o parte a Chinei, muncește pentru ei înșiși. Adică ei muncesc la cineva, muncesc la un patron, la un antreprenor, la un manager, dar ei au această stare interioară pe care își înțeleg cine sunt ei de fapt și acceptă condiția și muncesc cu zâmbetul pe buze pentru alții. Și așadar, asta e o stare care eu vă provoc să o aveți în 2017, să înțelegeți cine sunteți, ce puteți sau ce puteți să înțelegeți din ceea ce sunteți, să unificați rațiunea cu emoția, cu empatia, compasiunea, iubirea față de ce faceți de ceilalți, până acolo unde le unificați, le uniți, creați această unitate în care se formează discernământul și voința proprie și putem să mergem către sau cu piciorul pe accelerație oriunde vrem noi. Acum o să spuneți că, bun, Alexandru, aducem rațiunea, înțelegerea, cunoașterea, experiența, dar astea sunt bune.
E bine să citim cărți. Eu vă provoc, citiți o carte pe lună. Citiți, nu știu, două cărți la trei luni, cel puțin, pentru că îți formează un soi de cunoaștere și vei ajunge să înțelegi că cunoașterea îți conduce destinul tău. În clipa în care știi multe lucruri, poți fi capabil să înțelegi multe lucruri și nu mai îl conduc alții pe al tău. Când ai cunoaștere foarte puțină, când ai, să zic, înțelegere puțină sau experiențe mai puține, ești condus de alții. Da, ești condus pentru că alții au experiență pe care ți-o dau și ție și ei nu au încă cunoașterea necesară ca să acționeze cu discernământul lor propriu. Și așadar, stau pe lângă alții, pe lângă afaceri și întreprinderi, corporații uriașe, întreprinderi mari, ca să învețe sau ca să câștige și să poate evolua mai departe. Însă, mă uitam, era într-un post, că media în România este cam o carte pe an. Dragii mei, cunoașterea îți poate schimba destinul în așa fel încât să judeci ce faci tu cu el, nu alții cu el. Așadar, da, te provoc o carte pe lună pentru că îți dezvolți cunoașterea care te poate ajuta la înțelegere, care te poate ajuta să folosești experiența, care te poate ajuta să-ți formezi rațiunea. Rațiunea fiind acest cumul de experiență, înțelegere și cunoaștere, să iei și simțurile care sunt translatorul nevăzutului, a intuițiilor pe care noi le numim așa, și ele, fiind unificate, le poți unifica pentru că ajungi la un nivel de de ființă care ia realitatea mult mai simplu, fără să mai complice și nu se ia foarte mult în serios, atunci câștigă această unitate și poate acționa cu discernământ și cu voință proprie oriunde, către orice face, către orice direcție, cu accelerație ca să rezolve. Orice vrea să rezolve. Fie că vrea să se cunoască pe el însuși, fie că, ok, stau un pic cu mine, cine sunt eu? Sunt asta. Dacă vreau să rezolv treaba asta, dacă adun emoția cu iubirea, mă pot înțelege mai ușor și pot afla cine sunt eu mai ușor. Dacă nu am aceste lucruri și nu știu cum să le îmbin, cum să le unific, nu prea mă pot înțelege. Și voi fi condiționat de către alții. Așadar, e nevoie aici și de dezvoltarea unor abilități, le-aș putea numi. Și știu că e o concepție greșită cumva la noi în societate în care se zice că sau aș numi altfel, diferența sau concepția între diferență și talent, pentru că foarte mulți oameni au talent, dar nu știu ce să facă cu el. Diferența între abilitate și talent este că cu talentul te naști, da? Dumnezeu ți l-a pus, ia, mănâncă-l, trăiește-l, oferă-l, dă-l, da? Dar abilitatea, ai nevoie să te apuci serios de treabă ca să ajungi la talent. Altfel nu merge. Oricât de mult crezi tu că, nu știu, dacă vrei să fii cea mai tare cântăreață din lume, poți să ai talentul ăsta. Dacă nu ai valorile necesare interioare, nu te cunoști pe tine cine ești, poți să fii tu cea mai bună cântăreață și să nu știi cum să le folosești. Și așa foarte multe talente se pierd în lumea asta pentru că oamenii nu știu cine sunt ei. Se bazează pe programările vechi, alea care au fost în copilărie, rămân în ele blocați, așa, prinși în acele valori interioare vechi și nu știu cum să-și folosească talentul către ceva în viitor, către ceea ce le-a dat Dumnezeu, le-a dat harul, darul naturii ca să facă. Alți oameni care au abilități, care au aceste iscusințe, ei muncesc, dar muncesc al naibii de mult și muncesc de, nu știu, 10, 20, 30 de mii de ore cu ele și de-abia ajung la talent. Că vă dați seama ce diferență între abilitate și talent, cu ăsta e dat, e har, e dar, e dumnezeire în tine, dar încă tu trăiești în valorile trecute și ai tot abilitățile care cumva vezi că te atrage ceva să faci, dar nu muncești cu ele. Mă scuzați. Dar nu muncești, nu lucrezi cu ele și astfel dezvoltarea abilităților tale, dacă muncești cu ele bine, că ajungi la o formă de talent, dacă nu, nu. Și atunci, neformând abilități până acolo unde începi să observi că ești chiar cu adevărat iscusit în ceva, nu poți merge să te cunoști pe tine mai departe. Altfel spus, hai să o numesc așa, scriu coloș. Iscusința sau... Hai să numesc iscusința. Iscusința
este... Eu aș pune aici 10.000 de ore de muncă ca să faci un talent sau ca să o duci la perfecțiune. Însă iscusința te poate duce pe tine la înțelegere. Da? Iscusința, când tu te apuci, dezvolți o abilitate și ești complet absorbit și te atrage acel lucru sau acea stare foarte mult, citești, lucrezi, gândești, o faci intențional și pui iscusința, adică dezvolți acea abilitate în tine, apuci să ai o altfel de înțelegere, pentru că nu mai ești condiționat de ce ai gândit către din trecut. Și apuci să te descoperi tu cine ești tu fără, sau te înțelegi cine ești tu fără să mai fii condiționat de mediul înconjurător ăla care a fost. Pentru că tu ești acum, nu ești atunci. Și nici nu ești în viitor. Tu ești acum. Și pentru că acest spațiu de acum este în înțelegerea ta despre cine ești, această esență care este în tine sau ființă care este în tine, care respiră prin trupul tău și tu poți observa asta secundă de secundă, poți măsura că tot ceea ce adun tu, comportamente, iscusințe, abilități, dacă sunt lipse de înțelegere și dacă nu sunt unificate cu emoția, ești programabil. Dacă pui emoția și pui rațiunea și pui înțelegerea și chiar dezvolți ce crezi că te atrage, unifici într-una singură și creând unitate, poți să ai complet discernământ și voință proprie să fii cine vrei să fii. O să mă întrebați, bun, Alexandru, dar ce sunt eu? Nu. Cine ești tu? Nu ce. Că ce, da, poți fi avocat, medic, judecător, șef de stat sau antreprenor. Nu. Cine ești tu cu adevărat în tine, fără să fii programat de către ce a fost? Și dacă nu înțelege acest aspect, dacă nu înțelegem acest aspect noi cu toții, trecem prin viață de multe ori fluturând fâlfâl și o să fim noi, o să credem că zburăm unde vrem, dar de fapt o să fim zburați de alții. Da? Este o vorbă chinezească care zice că păsările nu zboară, ci sunt zburate. Da? Pentru că ele își folosesc de multe ori instinctul ăsta emoțional sau el neavând emoție, dar au o intuiție pe unde să o ia ca să ajungă în țările calde sau unde merg ele. Și când spunem că sunt zburate, deci păsările nu zboară unde vor ele, ci ele sunt zburate către o direcție. Cam așa e și omul, în care omul se pierde foarte mult în doar rațiunea și experiența, judecata și logica vieții sale, uită de acest translator din nevăzut în văzut al inimii, al emoției, neunificându-le, urlând în direcții diferite, mergând cu piciorul pe frână, nu știe unde să meargă. Nu știe ce să facă cu viața lui. Chiar dacă trudește, face bine ce face, un job, câștigă bani, are jeep, are casă, nu știu ce, acel om tot pierdut este în interior. Pentru că el, neaducând stările astea una lângă alta și neunificându-le, nu poate să fie un om complet. Nu are cum să aibă unitate. Pentru că e divizat. E divizat în două. O parte acolo, o parte acolo. Lucrează el bine. E zmeul zmeilor, dar dacă le iei un pic la întrebare și îl întreb cine este, o să spună ce a făcut. Nu, cine este el cu adevărat? Și asta puteți să o faceți cu oricine doriți dumneavoastră, ca experiment, ca test. Și mă întorc la acea vorbă chinezească. Când spunem că păsele sunt zburate, este ca și cum ne formăm așa acea intuiție care vine de aici și se leagă cu experiența, și păsele sunt zburate într-o direcție bună pentru ele. Pentru că, ați observat, păsele sunt animalele care au trăit de mult timp, trăiesc de mult timp și tot timpul au știut să adapteze oriunde, și sunt, cred că, nu știu câte mii de rase de păsări, care o să vedeți că ele, neavând o judecată, ele știu, dar și multe animale sunt în aceeași situație. Sau ca pești în apă, da? Pești în apă, ei nu înnoată, ei sunt înnotați, dacă putem să o luăm așa, da? Ei sunt purtați. Hai să o iau mai degradă. Deci peștii nu înnoată, ei sunt purtați către
un loc sau altul, dacă ei nu au o destinație, nici păsările nu au o destinație anume. Ele își folosesc intuiția, că au mai fost sau poate sunt purtate de un extra simț pe care noi nu-l avem, în așa fel încât să ajungă unde vor ei, la fel și peștii. Ei mișcându-se foarte repede, sunt purtați de o anumită stare care se leagă și de intuiția lor, care vine de undeva din ei, către ceea ce au de făcut. Și așa oamenii, dacă ar fi ca păsările, ca peștii și ca... Nu ne întoarce neapărat în regnul animal, dar putem să luăm o anumită conduită de la ele, pentru că ele fiind purtate sau fiind zburate, unificând experiența trecutului cu intuiția, cu emoția, cu inima, se duc pe drumul cel bun. Și asta e provocarea mea pentru 2017, la voi, la noi, la noi toți, cei de aici, în așa fel încât să descoperi cine ești tu, dragă privitor. Ce te definește pe tine, fără programările tale exterioare, adică să te iei un pic să decojești. Să vezi... E un proces greu, vă pot spune, pentru că eu lucrez la asta și este acea stare care e greu să te desparți de ea, că ai fost atât de atras și atât de mulțumit de ceea ce ți-a oferit ție confortul vieții sociale și confortul familiei, în așa fel încât acum trebuie să te dezbraci de ea și să iei viața un pic mai gol, mai golaș, mai fără programările exterioare, fără haine, fără cojocul care te ține la minus 40 de grade cu cald. Nu, ieși afară în pijamale și să vezi cât de frig ți este. Așadar, cine ești tu, cine vrei tu să fii, aducând sau înțelegând cum se formează acest discernământ, această voință proprie, sau cine te vor alții să fii? Dragă privitor, noi am fost, sau noi, foarte mulți dintre noi care au încă părinți în viață, observăm că la ei foarte puțin s-a schimbat ceva în voința proprie de-a lungul vieții și ei încă au un tipar de comportament destul de frecvent, care îl fac în fiecare zi cu același tip de gândire, de vorbă, de atitudine, de comportament, de voință, ani de-a rândul. Însă noi acum, pentru că suntem un pic mai adaptabili și vrem să ne cunoaștem cine suntem noi ca această entitate care este în mine, care o cheamă, care mă numesc ca trupul Alexandru și care se manifestă acum în fața voastră, vreau să mă descoper cine sunt eu. Cine pot eu fi fără să mai fiu condiționat de ceea ce am fost în trecut, adică de programările interioare vechi, fără să mai gândesc imaginativ la viitor și să iau discernământul și voința mea proprie, în așa fel încât să îmi pun un pic discuțința, ceea ce mă atrage, da? Sunt două feluri de a ne motiva în viață. E ceea ce mă împinge să fac, trebuie să fac aia, vreau să fac aia, sunt nevoit să fac aia, sau ceea ce mă atrage să fac. Ceva ce mă trezește dimineața, ceva ce mă pune să mă trezesc la 4, la 5 dimineața, ceva ce mă pune să nu dormi noaptea dacă n-am făcut cu o seară înainte. Acest ceva ce mă atrage pe mine este ca și cum, scuze, ceva ce mă atrage atât de mult încât nu pot să mă odihnesc sau să fiu în pace dacă nu fac. Și cu siguranță ați avut stări în viață care v-au dat astfel de clipe, v-au îmbrăcat cu această stare că dacă nu terminați la timp sau dacă nu făceați ceva care să vă împlinească pe voi, să vă atragă pe voi foarte mult, nu dormeați liniștiți. Nu erați stabili emoțional sau intelectual, da? Și trebuia să vă gândeați tot timpul la ce am de făcut, da? Acea chestie te atrage pentru că vrei să o faci. Și astfel de abilități, dacă descoperim cine atrage pe noi, putem să punem voință proprie și să venim cu o unealtă care se numește discernământul meu, fără să mai fi programat de exterior și de mediul înconjurător vechi, și să iau viața în piept, unificând rațiunea, inima, emoția într-o singură unitate și să iau decizia de a face ceva, orice vreau să fac, pe accelerație, fără să mai țin piciorul pe frână. Când astea două sunt așa, sunt cu piciorul pe frână și ca și cum vreau să mă duc, vreau să fac aia, vreau să gândesc aia, vreau să fiu așa, vreau să am, să fiu, să pot, să simt, dar nu merge, nu se leagă. Dacă aș fi, dacă sunt așa, dacă le unific rațiunea cu inima, apăs accelerația, iau piciorul pe frână și mă duc unde vreau să mă duc, pentru că voi fi ca pești în apă care sigur vor ajunge să mănânce, sau sunt ca păsările în zbor care sigur vor fi zburate către un mediu sănătos pentru ele. Și așadar,
ne vom lăsa purtați sau zburați de viață, unificând inima cu rațiunea și vom afla cine suntem noi în interior, cu tot discernământul nostru plin, cu forța noastră, cu voința, cu perseverența noastră proprie. Dacă aș fi să numesc o calitate care mi-ar plăcea mie foarte mult să o îndes în mine, să o îmbrac în fiecare zi, ar fi perseverența. Pentru că perseverența a adus oamenii a se cunoaște pe ei înșiși către a face lucruri mari. Una fără alta nu se pot face. Într-adevăr, sunt foarte mulți oameni care fac lucruri mari la un nivel foarte, foarte înalt, crezând că ei se cunosc pe ei înșiși, crezând o parte din programările lor care au fost date, mergând cu ele, dar dacă ieși te scoși un pic și îl întrebi: domnule Trump, stați un pic jos, cine sunteți dumneavoastră, președintele Americii, știm cine sunteți în interior? Cu siguranță 2-3 secunde se va opri, nu va ști ce să spună, sau 4 secunde, sau 5, se va gândi. Acel timp de gândire va fi răspunsul său că nu știe, de fapt, și va interveni mintea judecată, rațiunea, și va construi un răspuns. Și așa putem să observăm și la noi cei dragi de lângă noi, care dacă îi întrebăm, de fapt, cine sunt, se vor pierde pentru câteva secunde și după aia vor începe să construiască un răspuns ca să ne-l dea, ca să fim și noi mulțumiți că am întrebat. Însă, dacă suntem un pic atenți, vom observa că foarte puțini oameni au această voință proprie și foarte mulți se pot lepăda de conținuturile sociale vechi, programate vechi, din trecut. Așadar, eu te invit să te cunoști pe tine înșivă, ca să nu... Cred că îți imaginezi că o să trăiești 1000 de ani, ceea ce ți-aș dori să o faci. Însă, dacă ai lua un pic experiența mai multor civilizații, culturi și le-ai pune așa și cu știința actuală, observa că omul oricând se poate transforma în neființă, nevăzut. Și atunci, dacă tu crezi că o să trăiești 1000 de ani, ei bine, e puțin probabil să o faci. Dar eu ți-aș spune, așa cu mâna pe inimă, comportă-te astăzi ca și cum ai trăi 1000 de ani. Da? Ca și cum ai crede că trăiești 1000 de ani. Da? Adică comportă-te din ce în ce mai bine, încât acei 1000 de ani să fie din ce în ce mai împliniți, dacă ajungi la ei. Și nu mai aștepta până când faci 946 de ani ca să te comporți, ca să știi cine ești, fără să mai fii condiționat de alții. Da? O să spui: Alexandru, mi-au venit niște energie, Alexandru, mi-au venit niște gânduri, Alexandru, mi-au venit niște stări, am ceva așa de nu mă lasă să simt aia, gândesc aia. Ok, bun, te înțeleg. Însă, acest lucru nefiind unificate, rațiunea, experiența, înțelegerea, cunoașterea cu inima, adică translatorul nostru din nevăzut în văzut, atunci ele neunificându-le și fiind așa, omul nu se poate identifica pe el însuși. Ca să identifice nevoie să le unesc, să creeze această unitate, am tot repetat acest proces pentru că e nevoie de o claritate, de o lucidate în el ca să fie aplicat. Partea de teorie e frumoasă, e bună, e zdravână, însă ca să fie aplicabilă, că, așa cum repet în multe emisiuni, nu luați raționamentul meu ca fiind o afirmație, luați-l ca o întrebare și testați, dragilor, tot ceea ce spun aici, pentru că altfel e doar gargară și pierdem timpul. Și atunci când iau discernământul și aleg prin voința mea proprie și unific rațiunea cu emoția, atunci creez această unitate și pot acționa, critica, judeca, a ajuta sau servi tot ce fac de acum în viață cu unitate. Această unitate, din păcate, rar o întâlnim la oameni. Este un cod moral care s-a pierdut în ultimele sute de ani. Din ce în ce mai puțin oameni ajung la acest cod moral de a fi legiuitorii forțelor sale interioare. Adică să aibă judecată completă asupra ceea ce este în interior. Așadar, noi o să observăm că ne comportăm foarte mult instinctual și respingem sau acceptăm doar prin instinctual, fără înțelegere. Sau de multe ori facem instinctual doar prin emoții, fără să mai punem rațiunea.
Însă, când le cumulăm, se formează unitatea și unitatea este, cum să o numesc, unitatea este, dă sau îmbracă orice condiție, orice decizie, orice acțiune facem noi în viață. Și așadar, iscusința duce cu multă, multă, multă trudă, voință și efort la înțelegere și la talent de a face ceva, aducând rațiunea, emoția, creând discernământul, însă ele au nevoie, cum spuneam, să le valorific în viața noastră reală. V-aș găsi un exemplu. Mi-a spus un prieten că eu sunt talentat la a scrie e-mail-uri bune, da? Mi-a spus: Alexandru, scrii niște e-mail-uri foarte frumoase, felicitări, bravo. Am avut această opinie a lui ca fiind una bună. N-am împlinit, n-am pus cu emoția pentru că m-am grăbit, n-am înțeles ce mi-a spus inima, poate a fost reală sau nu, acel compliment, și am uitat să-i mulțumesc, să-i spun sau să-l ajut și eu mai departe, fără să mai pun eu discernământul meu propriu, fără să mai am eu îngăduința sau empatia sau compasiunea față de el și trec mai departe în viață. Astfel de condiții sunt foarte dese și foarte multe și trecem prin viață fără să unificăm astea două, fără să le creăm o voință proprie și fără să empatizăm, să fuzionăm, să iubim ceea ce este, fără să punem experiența, cunoașterea și înțelegerea la un loc și fără să creăm acest discernământ, ci în continuare să fim condiționați de mediul înconjurător, de programările noastre vechi, și cu ele, dacă trăim, nu știu unde ajungem. Dacă le punem sub o forță a voinței, sub o forță a perseverenței de a ne cunoaște mai mult cine suntem, nu ce suntem, cine sunt eu ca ființă, entitate, spirit, suflet, ca entitate în mine, care respir, gândesc, manifest, acțiune, simt, atunci pot unifica și da, mă pot numi Alexandru, pot fi găsit pe alexandrupleșa.ro, unde se dezbate mai departe, dragii mei, subiecte asemănătoare. Cu stimă, dragoste și considerație, a fost un privilegiu să vă vorbesc. Alexandru Pleșa vă mulțumește. La revedere!